În cadrul Consiliului Politic Județean, PSD Iași a definitivat lista candidaților la alegerile parlamentare din data de 1 decembrie. Ordinea pe listă va fi stabilită săptămâna viitoare. În cursa electorală s-au înscris Dan Cașcaval, rectorul de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, profesor universitar precum Mihaela Ivancea și Dorin Luca, actual deputați, primarii din Tătăruș și Țiganaș, dar și membrii din conducerea partidului în frunte cu Bogdan Cojocaru și Cristian Stanciu. Cum candidatura Genovevei Farcaș era una așteptată, surprinde prezența pe lista unui alt profesor, Adina Romanescu. Directorul Colegiului Național de Informatică, Grigore Voisil.